Nu putem fi cu adevărat fericiți dacă nu ne convertim ca să putem aprecia cu adevărat darurile lui Dumnezeu, spunea Papa Francis la Angelus referindu-se la fragmentul fericirilor, Magna Carta a Noului Testament. Fericiți, a explicat Sfântul Părinte, înseamnă a fi împliniți, dar pentru a fi fericiți trebuie să primim cu credință darul lui Dumnezeu. Nu este un mecanism automatic, dar un drum de viață pe urmele Mântuitorului în care neplăcerile sunt văzute într-o altă perspectivă. Cine este sărac cu Duhul are o atitudine de sobrietate față de bunurile materiale, fără să se lase prins de consumism și aduce laudă lui Dumnezeu care a creat lumea din dragoste. În același timp, este docil față de voința lui. Umilința și caritatea sunt virtuți esențiale într-o comunitate creștină, pentru a avea mereu inimile și mâinile deschise, făcând astfel spațiu împărtășirii bunurilor în locul posedării. Il in e il cristiano che non fa Săracul în duh este creștinul care nu se încrede în el însuși, în bogățiile materiale, nu se încăpăținează pe propriile opinii, ci ascultă cu respect deciziile altuia și se conformează cu plăcere. Dacă în comunitățile noastre ar fi mai mulți săraci în duh, ar fi mai puține diviziuni, contraste și polemici. După Angelus, Sfântul Părinte a amintit de ziua mondială a bolnavilor de lepră, scoțând în evidență discriminările pe care această boală le generează. De aceea a încurajat pe toți cei care sunt implicați în ajutorarea și reintegrarea socială a celor care sunt afectați de această boală. La sfârșit, copiii din Acțiunea Catolică care au participat la caravana păcii au lansat baloane care sunt simbolul păcii. Ecă, simbolul de pace.